Ascultăm cuvântul Domnului din 2 Împărați, capitolul 20, primele 7 versete, pagina Scripturii Iliția Cornelescu, 413. 2 Împărați, capitolul 20, începem citirea cu versetul 1. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și a zis: așa vorbește Domnul, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai tări. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Isaia, care ieșise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc când cuvântul Domnului a vorbit astfel: întoarce-te și spune lui Ezechia căpetenia poporului meu. Așa vorbește Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos. A treia zi te vei sui la casa Domnului. Voi mai adăuga 15 ani la zilele tale. Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti cetatea aceasta din pricina mea și din pricina robului meu David. Isaia a zis: luați o turtă de smochine. Au luat-o și au pus-o pe umflătură. Și Ezechia s-a vindecat. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, doamnelor și domnilor, prin binecuvântarea Domnului suntem împreună în locul acesta și permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel Dumbrăven Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă. Cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite tuturor. Amin. Nu sunt în forma cea mai bună pentru a predica Evanghelia, dar lucrarea trebuie făcută. Câteodată, știți cum e, frații slujitori, mai ales acolo unde ești programat din timp, bolnav, dar stiți pe picioare și trebuie să fii acolo. Că nu-l ajută cu nimic pe el dacă îi spui că tu ești bolnav acasă și stai și nu te... El vrea să fie acolo, măcar să te vadă în sală. El așteaptă cu oamenii și din punctul ăsta de vedere am fost programat de mai multă vreme de frață în zona aceasta și astăzi, cu ajutorul Domnului, suntem aici. Permiteți-mi din textul acesta biblic să învățăm câteva lucruri și voi și eu. Sfânta Scriptură vorbește aici despre un împărat bun, un împărat deosebit. Dați-mi voie să vă prezint câteva referințe pe care Scriptura le vorbește despre el. 2 Împărați, capitolul 18, cu versetul 2, spune despre el în felul următor: avea 25 de ani când a ajuns împărat. A domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat arsarteile și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâi înaintea lui. Îl numeau Nehuștan. El și-a pus încrederea în Domnul, Dumnezeul lui Israel, și din toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. Bun, dintre toți oamenii care ar fi trebuit să bolnăvească de boala aia, ăsta trebuia să fie ultimul. Ăsta trebuia să fie ultimul. Restul toți bolnavi, dar ăsta nu trebuia să bolnăvească. Scriptura vine și ne vorbește aici, că omul ăsta a făcut o reformă. De obicei, când ajungi împărat la 25 de ani, ce să vă spun, că eu, pe când eram, eu aveam 30 ceva de ani, 40 de ani, bătrânii spunea: ce să ne înveți pe noi copilul ăsta? Pentru că așa aveam copii la rândul meu. Din punctul lor de vedere, tot copil eram. Ce să vorbești de Ezechia la vârsta de 25 de ani? Bine, când stai pe tron, când vezi cine la portofoliu ministru de externe, cine ministru de interne, cine răspunde de paza și de ordinea împăratului ca să nu aibă un atentat. După ce știi toate învârtelile de la curte, după aceea poți începe o reformă puternică, că nu au băgat ăștia stâlpii lui Astarteia, stâlpii idolești, nu i-au băgat ușor acolo. Israel a fost un popor care se închina numai Domnului și erau legi clare care le spunea să nu introducă alte forme de închinare la alți Dumnezei acolo. Însă oamenii cu bani, cu influență, încetul cu încetul, nu dintr-o dată să fac lucrurile astea, au băgat toate lucrurile astea în zona poporului Israel. Și asta la 25 de ani, se bizuie pe Domnul,
se ridică și face reformă. Și spune Sfânta Scriptură aici lucruri importante, și anume, a îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele. Și până aici e foarte bine. Astea nici nu erau lor. Le luase de la păgânii din zonă, de la cananiță aia. Și le-o sfărâma pe astea care erau ale altora. Dar Nehuștan era lor. Nehuștan era șarpele de aramă pe care l-a făcut Moise. Și cândva o fă bun. Și uite că acum evreii l-au luat din lipsă de material și așa apelase la toate lucrurile. Acum au zis, băi, dacă tot am luat stâlpi ăștia, hai să-l băgăm și pe ăsta nostru. Și l-au luat șarpele de aramă și au început să ardă tămâie. Se spune că Ezechiel l-a prins și pe șarpele de aramă și l-a sfărâmat în bucăți. Bine, bine, acum e sfărâmat în bucăți aia al cananiților, dar șarpele de aramă este a nostru. Frații mei, de-a lungul istoriei credincioșilor sunt lucruri bune care se fac. Dar cu timpul ajung un obiect de închinare. Foarte multe lucruri nu se pot face. Dom'le, așa am prins, așa am primit noi. Păi, dar specifică Scriptura foarte clar lucrul ăsta? Nu specifică, dar așa am prins noi. Nu te poți mișca nicăieri, pentru că avem pe Nehuștan acolo. Și o stricat o grămadă de lucruri Nehuștan. O să vă dau un simplu exemplu ca să-l pricepeți și să-l înțelegeți la cum văd eu lucrurile și ar trebui reglementate lucrurile astea. Când s-au început a căsători credincioși, știți cum făceau nunți, așa cum ar trebui făcut dintotdeauna. Și anume s-a adunat oamenii împreună, nu mai era atâta fandoseală pe timpul ăla, se căsătoreau doi tineri, frații veneau și pregăteau simplu, o mâncare simplu, în felul 1 sau felul 2, atâta tot, și fiecare venea cu ce putea. Cu ce putea? Unii nu puteau. Serveau masa, îl binecuvântau și fiecare băga în buzunarul mirului câte ceva. Ce avea el pe inimă? Nimeni nu era obligat să meargă la nunta lui ăla, altul sau ăla. Nimeni n-avea obligații. Pentru că nunta se făcea în numele Domnului și tot ce dădeau ceilalți era în numele Domnului. Nimeni n-avea nicio obligație, absolut nimic. Pitrasius a băgat Nehuștan. Nehuștan care notează, a fost la mine la nuntă, i-am dat 100 de euro, trebuie să-mi vii. Bă, eu trebuie să mă duc undeva. Eu ți-am fost, trebuie să-mi vii. Nehuștan, te-o prins și trebuie să mergi în zona respectivă. Ce să vă mai spun de sume colosale care se învârt la momentul actual. Când este anunțat o familie cu 6 copii, știi, eu am fost la nuntă la tine, dar acum nunta mea e la restaurantul ăla, numai pierdelile de acolo care s-a târnat pe sus, trebuie să le plătești tot voi care v-am chemat aici. Și dintr-o dată te trezești că dai bani aiurea. De ce? Pentru că este o formă a lui Nehuștan care pătrunde din ce în ce mai mult și duce la robii. Noi nu dăm bani la tineri, efectiv îi toacă alții, dar nu ne prindem. Nu ne prindem. Și este o robie la momentul actual. În majoritatea cazurilor, pentru că credincioșii s-au înmulțit și trebuie să meargă, nu mai numesc invitații, mi-ai dat amenda, nu-i așa? Mi-ai dat amenda. Nu cumva a devenit o robie ceea ce trebuia să fie o bucurie? Nu cumva Nehuștan, care ne-a fost folositor altădată, a devenit obiect de închinare și de robie la momentul actual? Și mai sunt și alți Nehuștani care trebuie sparți în bucăți. Ca să facă reformă în poporul Domnului. Le indic tinerilor să aibă grijă ceva. Că trebuie început de undeva. Dar la 25 de ani, Ezechia a început această reformă. La vârsta de 39 de ani, după ce făcuse toate reformele acestea, după ce fusese un împărat bun, Ezechia trăiește un moment dificil, și anume unul dintre cei mai puternici împărați ai vremii, împăratul Asiriei, un popor foarte crud, foarte dur, au fost numiți în istorie lei neîmblânziți. Ca să fie sigur că cetățile pe care le vor ataca sau le vor înconjura se vor preda fără discuție, când ataca o cetate și nu se preda, îi ucidea pe toți. Sau îi tăia capetele și făcea piramide de capete. Sau scotea ochii la copii și îi lăsa și o bercă așa pe străzi. Sau îi jupâia de vii. Ceilalți care auzeau lucrurile astea spune, băi, dacă nu te predai la ăștia, la fel se întâmplă cu toți noștri. Ne omoară, ne schingiuiesc, ne scot ochii și ca atare cetate după cetate, fără luptă, noi ne predăm. Dacă ați venit voi aici, noi ne predăm. Și ăștia vin la împăratul ăsta. Ăștia vin și înconjoară cetatea. Și parcă nu era suficient când suntem înconjurați de cel mai periculos popor al vremii, de oameni care n-au nicio milă, de oameni care n-au niciun respect pentru nimic.
Te uiți la împărat, doar ăsta e omul lui Dumnezeu, nu? Spune Scriptura că împăratul se îmbolnăvește de o boală mortală. Boala asta se manifesta prin anumite înflături. Dar cine avea boala asta, se știa sigur că moare. Nu aveai boala și după aceea urma, s-a putea 1% să vindeci. Nu, toți care aveau boala asta, mureau. De aceea când se vindică Ezechia de boala asta, niște trimiși a unui împărății care se ivea la zorile istoriile, era împărăția Babilonului, ăștia trimit oameni cu daruri, păi ce treabă avea cu Israelul? Și era mare, nu, a aflat de boala și nu de priveghiul lui Ezechia, de boala și însănătoșirea. Păi dar cum sunt sănătoșit ăsta, că așa tăți mor care sunt bolnăvezi de așa ceva? Au umflătura aia și gata, mort după aceea, nu mai e nicio șansă. Cum de s-a însănătoșit? Băi, duceți-vă acolo cu daruri, cu cadouri și aflați cum s-a însănătoșit ăsta. De-aia au venit ăia la Ezechia. Nu că ei nu știau, trebuia să învețe de la izraeliți tehnică militară sau să vadă aur. Nu, vorbim de Babilon. Vorbim de o putere, efectiv. Ei bine, Ezechia se îmbolnăvește de boala aia mortală. Și parcă nu mai n-ajungea, Isaia, fiul lui Amoț, unul din cei mai autentici profeți, vine la el și spune, așa-ți vorbește Domnul. Rânduiește ce ai de rânduit casei tale, că vei muri și ca să nu traduci tu cumva profeția și nu vei mai trăi. Punct. Noi am trimis la o școală de psihologie pe Isaia. Băi, Isaia, tu nu-ți dai seama cum vorbești, ăsta e împărat, băi. Tu vii așa și spui, vei muri și nu vei, muri și nu vei mai trăi? Dar dacă ăsta moare imediat, băi, și așa e rânduit la moarte. Dar vorbești și tu mai frumos, mai îndulcește așa. Dar chiar dacă o zici Domnul așa, dă-i și tu cu fent așa, cu cot. Prezintă tu cumva așa. Băi, mi-a spus Domnul, nu știu dacă sigur, dacă nu, de așa, dar s-a putea să vezi tu sau să... Nu. Isaia este profet. El este poștaș. Poștașul să aduce scrisoarea. Fie că e cu o amendă, fie că e cu o moștenire. Da, ți-o aduce. Asta e treaba lui. El nu e chemat să modifice conținutul. El e chemat doar să o aducă. Asta face și trebuie să facă profetul. Noi îi băgăm pe profeți, pe lucrătorii Domnului, îi plecăm și la o școală așa, în care se modifice conținutul. Ne-a trimis Domnul că vom muri, dar noi sunt colore, măcar culoarea, sau să dai puțin cu parfum, măcar altfel, noi oricum murim, dar parfumat, parcă altfel. Ori v-aș ruga, frații mei, e foarte important în domeniul ăsta să nu atentăm la ceea ce vorbește Domnul. Pentru că doar când precepem mesajul lui Dumnezeu așa cum vine el, doar atunci putem lua decizii și hotărâri corespunzătoare. Că dacă Isaia venea la el și spunea, Ezechia, tu ești un împărat bun, tu ai făcut multe reforme. Dumnezeu mi-a spus că s-a putea de la boala asta la oameni. Da, din câte știu eu, la câte lucruri bune ai făcut tu. S-a putea Dumnezeu la un moment dat să... Și chiar aproape sigur de chestia asta. Sunt dure de tine. Mai era așa de pasionat Ezechia cu fața la perete? Nu, că i-a luat ăsta, poștașul și i-a luat elanul. Dacă nu a venit și i-a prezentat exact ce a spus Dumnezeu, și-o și-a plecat. Păi tu nu rămâi să-l consolezi puțin pe ăsta? Nu. Nu, el pleacă, se duce. Și nici Ezechia nu-i spune, băi Isaia, stai aici, stai aici. Nu, nu. Ezechia se întoarce cu fața la perete, se roagă Domnului, plânge înaintea Domnului și spune Scriptura, nu ieșise Isaia din curtea Palatului Imperial când Domnul îi spune, întoarce-te înapoi. M-aș fi așteptat că Isaia îi spune, Domnul i-a spus că moare, trimite pe altul dacă vrei să mai trăiască. Cum adică, tot prin mine? Dar un slujitor al Domnului nu discută cu stăpânul. Tu mă trimiți acum că moare, acum mă trimiți că mi-ai dai bonus 15 ani. Nu, nu. Isaia nu se deranjează de asta. Efectiv, Isaia se întoarce înapoi și spune Ezechia, cât am plecat eu de aici, tu te-ai întors cu fața la perete și Dumnezeu ți-a auzit rugăciunea și mai ceva, ți-a văzut lacrimile. Îți dă 15 ani bonus. Să știți că e foarte dificil să primești așa ceva. Bine că ne-ai primit pe ea 15 ani, dacă ne-ai 14 deja și știi că în următorul an, e foarte dificil. Câteodată e bine că Dumnezeu nu ne spune când plecăm. Dar lui i-a dat 15 ani. Și când iese Isaia de la împărat, spune, luați o turtă și puneți-o pe o umflătură. Și Ezechia s-a vindecat.
Dați-mi voie din textul ăsta biblic să vă vorbesc de câteva lucruri pe care Dumnezeu le consideră importante pentru fiecare dintre noi. Primul lucru este, cum lași lucrurile după tine? M-aș fi așteptat ca Ezechia să comenteze la ceea ce a spus Domnul, puneți casa în rânduială. De ce? Doamne, nu-i suficient că eu mor? Dar chiar să mă intereseze pe mine cum îmi învăie nevastă mea? Trăiește! Dar copiii, din nou, trăiesc! Dar eu mor! Trebuie să mă intereseze cum rămân lucrurile după mine? Da, pe Dumnezeu îl interesează, poate pe noi nu. Dar pe Dumnezeu îl interesează cum rămân lucrurile după tine. În primul rând, cum rămân lucrurile cu cei din casa ta, cu cei de aproape de tine. Știți că de obicei noi nu ne certăm cu străini, ne păzim. Mai vine cineva din America, din Australia, stă două săptămâni pe aici, tăcem tăți din gură, chiar dacă intră cu noroi prin casă. Răbdăm când două săptămâni pleacă, se duce. Dar cu a noștri, ne mănâncă limba, nu altceva. Dacă vezi că au greșit ceva sau dacă repet un anumit lucru, îl șicălim în domeniul ăsta. Și de câte odată se întâmplă că avem situații tensionate cu cei de aproape de noi? Câteodată anumite lucruri ne deranjează la ei? Câteodată găsim tot felul de motive să fim răutăcioși, să fim răzbunători? Și lucrurile acestea, din punct de vedere spiritual, ne aduc neajunsuri. Și relațiile noastre se răcesc pe zi ce trece. Uită-te dacă Dumnezeu în ziua de astăzi ți-ar spune că e ultima ta zi. Întrebarea pe care o pune El și care ți-o spune din textul ăsta biblic este, care sunt relațiile cu cei din casa ta? Pentru că de obicei, ca și părinți, le vorbim copiilor noștri, ne supără, ne enervează, și până la toată urma lui le spune, băi, dar stai până la toată urma, eu statul tău, băi, tu faci ce vrei aici? Eu am tot dreptul asupra ta. Există părinți care primesc din partea copiilor tot felul de reproșuri. Am lăsat și sunt lucrurile în ordine, ca să le lași în ordine trebuie să le păstrezi așa. Trebuie să cauți să le păstrezi așa. Sunt situații câteodată când nu poți să le păstrezi, dar te străduiești. Spune Biblia într-un text biblic, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu... Nu, dar nu atârnă din noi, totdeauna atârnă de ceilalți. Totdeauna atârnă de ceilalți, de aia nu-i pace între mine. Dar Biblia vine și spune, întrucât atârnă de noi, trăiți în pace cu ei. Ei, în familie, chiar că atârnă de noi. Căci câteodată când te uiți la copilul tău, cum e el, mai țăfnos, mai iute, mai cutare, și te vezi pe tine în miniatură, doar cu cine se seamene. De aceea trebuie să-l crezi, de aceea trebuie să-l ajuți, de aceea trebuie să păstrezi în preajma lui și împreună cu el o relație bună. Citem despre faptul că undeva în Spania exista o familie care avea un singur băiat, numele lui era Pedro, sinonimul la Petru din limba noastră. Și băiatul ăsta avea și el, avea vreo 17 ani, avea și el prietenii lui. Și apoi mai stătea cu prietenii lui, mai vorbea, mai asculta muzică, eu știu ce mai făcea el. Dar tacă și eu spus, băi, tu vii la ora 12 să fii în casă, să fii în apartament. Nu stai tu mai târziu, că foarte mulți după ora aia se droghează, foarte mulți după ora aia fac tot felul de lucruri. Și tacă și-a vrut să fii sigur că îl vede el când vine. Și așa a fost o bucată, dar la un timp Pedro tot depășea ora 12, Și într-o seară când a venit pe la 1 și ceva, taic-sul l-a așteptat, nu s-a culcat, l-a așteptat. Și ăsta când a intrat în apartament, nu era nimic deosebit, l-a luat taic-sul la turi. Păi, ce ți-am spus eu, la ora 12 să fii acasă, tu iarăși n-ai ascultat, iarăși faci așa, iarăși așa, iarăși așa, iarăși așa, și dă-i pe dânsul, și dă-i pe dânsul, și dă-i pe dânsul. Pedro a stat, el a răbdat o bucată cât a răbdat, după care a trântit tot și la apartament și a plecat. S-a dus. Telefon n-avea cu el, a plecat. Dar a mai plecat el așa, a mai dormit pe sub podul și a doua zi a venit înapoi. Și acum soțul și soția părinții lui așteptau, dar Pedro nu mai vine. Avea acum vreo 7 zile și nu știa unde. Nu știa cum să-l contacteze, nu știa cum să ajungă la el. Ce să facă să dea de copilul lor. Poate intră pe mâna unor grupări mafiote. Cine știe unde e Pedro lor? Și la un moment dat omul ăsta scrie în cel mai titrat ziar din Spania, scrie următoarele lucruri. Pedro, lui tata îi pare rău că s-a certat cu tine. Trebuia să stăm de vorbă ca doi bărbați. Dar am greșit. Te rog în piața cutare din Madrid,
Vino în data cu tare la ora 14, pentru că vrem să ne împăcăm. S-o dat asta în ziar, la ziua respectivă niște reporteri au plecat în piața aia să vadă cum se întâlnește Petru cu tatăsul. Au întâlnit peste 700 de tineri cu numele de Petru, care au venit în piața aceea cu dorința să se împace cu tatăl lor, dar numai unul s-a împăcat. Cum lași lucrurile după tine? Cum sunt ele? Mai trimiți câte un mesaj la tatăl tău, tată, sunt acolo, mă bucur că... Câte un mesaj de binecuvântare, au nevoie de lucrul ăsta. Au nevoie de îmbărbătare, au nevoie... Trăim într-o vreme când, chiar dacă ei ne se parcă stabili așa, dar să uită și lumea pe care o trăim, evenimentele pe care le-am trăit cel puțin în ultimul timp, sunt evenimente pe care nu le-am mai prins. Cine a prins al doilea război mondial, știi că a fost greu, da? De atât amar de an, a fost pace și liniște. Sunt bulversați oamenii. Au nevoie de o unitate la gânduri, au nevoie de un sprijin. Cum lași lucrurile după tine? Cum rămân lucrurile în ceea ce privește lucrurile materiale după tine? Sunt oameni care împrumută bani pentru a face anumite lucruri, din bănci sau din altă parte. Și de foarte multe ori soția nu știe, nu cunoaște unde a investit el banii. Sunt oameni care fac bani din piatră seacă. Încep o afacere și te uiți la el cum îi crește afacerea, efectiv. Problema este că dacă el nu dă un raport sau nu discută cu soția, uite aici am băgat banii, de acolo scoatem, de acolo cu tare, milioanele de euro pe care le-au luat de la bancă și banca i-a dat în urma profitului a unei evaluări pe care au văzut-o că omul ăsta știe să facă. Problema este că dacă n-ai discutat cu soția, dacă nimeni din zona ta nu știe, te pot trezi la un moment dat că ai lăsat lucrurile și în loc să le ieși o binecuvântare, le ieși datorii. Participam cândva la o slujbă de mormântare a unui bărbat de 40 și ceva de ani, un om care știa să facă afaceri. S-a îmbolnăvit de o pancreatită acută și în 3 săptămâni a fost în sicriu. Problema era că de la niște bănci el luase niște bani. Bineînțeles, nevasta nu știa, el se ocupa cu copiii, cu celelalte, nu știa cum face el banii, ce unii investește. La mormântarea lui, pe lângă șocul pe care îl avea femeia aceea că și-o bătut bărbatul și tatăl copiilor lor, pe lângă șocul copiilor erau numai reprezentanți de la bănci ca să vadă ce pot lua de acolo, să-și recupere banii. Ce pot lua, de unde își pot scoate ei banii, ce pot face. După ce s-a terminat înmormântarea, bineînțeles că trebuiau să caute ăștia unde sunt banii, unde e făcută investiția, toate celelalte, dacă omul ăsta cel puțin ar fi explicat cuiva. De foarte multe ori există lucruri de genul acesta și sunt oameni care nu se gândesc la asta. Sunt oameni care, fără să știe, soția împrumută bani, numai că nu-și dă seama că în timpul ăsta s-ar putea să plece. Și aia cărora de la care au împrumutat, aia vin la nevasta. Cine a împrumutat de la el nu vine. Deci cine a împrumutat de la el nu vine. Să spui, știi, soțul tău pe când trăia, mi-a împrumutat niște bani, uite, ți-am adus înapoi. Nu apar, aia nu apar deloc. Dar ăștia care, de la care au împrumutat, sunt acolo. Sunt acolo. Poate nu ți-o spus, poate nu știi, dar eu i-am dat niște bani și am venit să-i recuperez de aici. Și soția spune, nu știu nimic, domnule, de lucrul ăsta. Știți câte cazuri sunt de genul ăsta? Trebuie să verifici dacă a fost adevărat, dar nu este nimic scris și așa mai departe. Ce lași după tine dacă ar trebui să pleci acum? Cunoaște cel de lângă tine afacerile tale, banii tăi, împrumuturile tale? Ei, sunt foarte mulți bărbați care spun, dar ce trebuie să bagi nevasta aici? Ce știe, cunoaște la lucrurile astea? Ar trebui să fiți una și în domeniul ăsta, Doamne ajută! Un aspect care aș vrea să-l subliniez aici și foarte important, mai ales la cei mai în vârstă, deoseamnă cu mine și mai departe. Ai lăsat rânduială în ceea ce privește moștenirea ta? Pentru că de foarte multe ori, aici este o problemă și de mărturie. Am întâlnit familii de oameni credincioși, care aveau 10 copii, împreună se sculau, cântau, se rugau. Avea o părtășie, era frumos. Numai că tata și mama, cât o trăit, au spus, copiii noștri sunt pocăiți, sunt credincioși. Ei nu o să se ierte de la moștenire.
Nu o să judici nicăieri, pentru că sunt băieți pocăiți, sunt copii pocăiți. Da, copiii tăi sunt pocăiți, dar cu cine se căsătoresc ei, nurorile și jinerii, s-ar putea să nu fie așa de pocăiți. S-ar putea să vrei o bârnă de la socru, s-ar putea să vrei o bucată de pământ, o palmă de pământ de la socru, s-ar putea. Și în momentul respectiv, degeaba sunt copiii tăi pocăiți dacă ceilalți vor ceva. Și dacă îl sâcăi tătă ziua pe băiatul tău că vrea o grindă de la tata, pe el o să iei jumătate de acoperiș. De ce? Pentru că ai lăsat lucrurile în rânduială. Frații mei, averea nu trebuie să o împartă jinerii și nurorile. Ei au venit în familie. Averea trebuie să o împartă tata și mama. Că ei au făcut averea. De aceea e important pentru voi. Și trebuie să o împărțiți câtă vreme sunteți în puterea vârstei. Că există copii care atunci când au făcut școala, nu au făcut cheltuială. Dar există copii care atunci când au făcut școala, au făcut și cheltuieli pe lângă. Au mai făcut ei câteva și au trebuit să dați bani în urma lor. Bun, când împarți averea, ții cont și de lucrurile acestea. Că cel mai cu tupeu e ăla care ți-a făcut nacazul. Ăla vine și cere cel mai mult. Ăla n-are niciun pardon. Ori tu câtă vreme trăiești, spui, domnule, uite, eu împart averea, uite așa, așa și așa. Și dacă cineva are contestații, eu îl aștept, sunt viață, trăiesc. Hai, veniți, nu apare niciunul. De ce? Pentru că el și-a făcut treaba câtă vreme a trăit. Știți că după ce tata și mama se duc dintr-o dată, păi, dar mie tata nu mi-a dat în centrul localității, este o bucată de teren acolo, mie nu mi-a dat acolo, dar ce, numai tu să fii acolo? De el nu spune cine cazul a făcut lui taic-sul. El nu spune ce situație a fost. De foarte multe ori, din oameni care, cât de cât, participau la o slujbă de biserică, dintr-o dată s-au înrăit și au zis, nu mă lăs până nu. S-au dus și a angajat avocat, plătit câte doi avocați. Nu se merita nu cu ăla, nu se merita bucata aia de pământ. Îmi spunea cineva, frate Virgil, pentru o bucată de pământ pe care am avut-o eu cu frații mei în centrul localității respective, aș vrea să spun, am făcut calculul tăți, frații, am plătit nu știu de câte ori pământul ăla. Dar bineînțeles că banii nu au intrat în buzunarul lor. Banii au intrat în buzunarul altora pe care i-au încurajat. Mergi înainte că câștigi sigur. Ori, iubiții mei, lucrurile astea se rezolvă înainte. De aceea a lăsat lucrurile rânduială contează. De aceea. De aceea un nume bun face și lucrul acesta. Știu că eram într-o biserică undeva prin Maramureș, o biserică de frați în vârstă, și am început să vorbesc, numai aleluia și osana, frate, slăvit să fie Dumnezeu. Când am vorbit de moștenire și de cutare, s-au lăsat tot tășere, se uitau, ei spăreți unul altul, așa, copiii lor erau și ei prin zonă, spunea, tată, uite-ți vorbește Domnul în sfârșit. De ce? Pentru că de foarte multe ori lucrul ăsta îl trecem ca o chestie anexă. Dar știți cât nume bun s-a stricat cu asta? Știu de oameni care au fost din familie de slujitori. Taică-s-o a fost ocupat cu biserica, cu lucrarea, las copiii mei. După ce a murit el, copiii lui s-au dat în judecată unui pe ceilalți. Du-te acum și le vestește la oamenii din localitatea aia pocăința. Și spune, dar cum să fiu pocăit? Că ăștia care tătă zoas la tribunal, dar ei la tribunal, știți de ce? Pentru că taică-s-o și maică-s-a nu s-au dus să spună, băi, atâta ți aparține ție, atâta îi aparține lui ăsta și atâta îi aparține lui ăsta. Dacă vreți să întrebați, veniți la mine de ce unul are puțin mai mult sau de ce are în partea aceea. Da, atât. Veniți să discutați cu mine. Mie nu-mi convine, sunt mai rebel, așa nu convine, dar n-am și comentat în fața tatălui. Știți că frații mei, băi, dacă tata a împărțit averea, tu nu erai acolo? De ce n-ai mers să spui? Ei, dacă îmi lași lucrurile așa și nu le rezolvi, îi pui pe copiii tăi în poziția să certe, după ce pleci tu. Și tocmai asta s-a putea să facă. De aceea lui Dumnezeu îi pasă de cum rămân lucrurile după noi. Amin. Și ăsta e primul lucru pe care am vrut să vă subliniez cu toate învățăturile pe care le putem trage de acolo. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint că îi pasă lui Dumnezeu de el este dacă te rogi sau nu. Spune Scriptura aici că Ezechia nu i-a spus Domnului, Doamne, tu vezi că eu acum am 39 de ani? El a trăit 54 de ani. La vârsta de 39 de ani s-a îmbolnăvit de boala aia terminală. Și el nu-i spune lui Dumnezeu, Doamne, eu sunt încă bărbat, în floarea vârstei. El nu-i spune lui Dumnezeu, Doamne, tu știi că eu sunt împărat, nu-s bucătarul la curte regală, sunt împăratul. Nu, știa că n-are sens. Dumnezeu, cu dedicație, i-a trimis boala aia.
Pe la el nu, lucrurile nu sunt la voia întâmplării, la plesneală. S-o nimeri să fii tu, mergi înainte. Nu, nu. Dumnezeu știe ce face. Ezechia nu a stat să piardă vremea cu lamentări, cu vaite. Dar de ce eu? Dar sunt atâția mai răi în lumea asta ca mine. De ce nu te-ai dus la dânsul, Doamne? Tocmai eu, care am făcut reformă și am făcut anume. Nu, nu, el nu face lamentări de genul acesta. Știe că ceea ce Dumnezeu a făcut este hotărât și bine știut de el. El se întoarce doar cu fața la perete și acolo cu fața la permete, îi spune Domnului, Doamne, adu-ți aminte. Atenție, Ezechia nu spune, Doamne, dacă mă scăp și din asta, eu voi merge la adunare non-stop. Eu voi merge în misiune, mă prind misionar, unde-l vrei tu să mă duc? Nu, nu, știa că n-au sens jurămintele acum. Știa că n-au sens. Știa că acum, la momentul de răscruce, are sens doar ce ai făcut până acum. Amin. Și în momentul respectiv îl spune, adu-ți aminte că am umblat cu inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Și am mai făcut un lucru, a vărsat multe. Știți că pentru bărbați, pentru sură nu e așa, dar pentru bărbați a vărsat lacrimi, este un act de slăbiciune. Cum să plângi? Cum să plângi? Dar, frații mei, biserica este un loc în care putem plânge liniștiți. Amin, amin. Mă întâlnesc cu colegi de-ai mei, cu prieteni de-ai mei, cu oameni cunoscuți de o seamă cu mine, care n-au avut harul să cunoască Evanghelia. Unii dintre ei sunt oameni ai străzii. Alții dintre ei sunt terminați din punct de vedere familiar. Unii sunt morți de mult. Eu, dacă sunt în casa Domnului, este harul lui Dumnezeu. Ar trebui să-ți aduci aminte de lucrul ăsta. Să vezi că n-ai niciun merit, că o mână puternică te-a păzit și te-a ocrotit. Vin înaintea Lui. Și să vezi de câte te-a păzit Dumnezeu. Biserica este un loc în care ai libertatea să lași lacrimile recunoștinței să-ți brăzdeze fața. Pentru că dacă trăiești, Dumnezeu te-a făcut să trăiești. Frații mei, ce-mi place mie la Ezechia că nu l-a oprit pe Isaia. Îi spui, Isaia, mi-ai adus vestea asta, acum stai aici lângă mine. Nu, nu-l oprește. Ce-mi place mie la Ezechia este că ăsta a fost omul rugăciunii. El nici n-a putut să facă reforma aceea pe care a făcut-o în Israel fără o relație bună cu Domnul. El s-a lipit tare de Domnul. Și rugăciunea a fost forma în care el a știut să se apropie de Domnul și să primească putere de la Domnul. De aceea nu l-a oprit pe Isaia lângă el. Știți că există oameni în poporul Domnului care atunci când trec printr-o situație, printr-o boală, printr-o situație limită, îi pun pe toți să roage. Dar îl întreabă, era, tu ai rugat? Nu, eu nu m-am rugat. Toată lumea trebuie să roage pentru el. Bisericile trebuie să roage. Ăștia cu sticluțele cu undele pe lângă dânsul să învârtă în continuu. De el nu se roagă. Ori, frații mei, primul care trebuie să roage în situația în care ești, ești tu. Că la situația respectivă mai vine frații prezbiteri și păstori cu sticluța cu undelem să mai roagă biserica. Da, tu te-ai rugat. Ori Ezechia știut rugăciune, este problema mea în primul rând, nu a lui Isaia. Isaia e proroc. Și Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune, spune Sfânta Scriptură. Ezechia a știut, în primul rând, să se roage în momentul respectiv, în intimitate. Deci fără Isaia, fără curte regală, fără miniștri, fără toți de acolo, ci doar el singur. Ori lucrul acesta ne denotă că trebuie să avem timp devoțional între noi și Dumnezeu. Să stăm de vorbă cu Domnul. De fapt, asta este rugăciunea. Aș vrea să vă spun că atunci când Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră, m-aș fi așteptat ca tata să-i fi dat fiului un sistem de emisie-recepție în care să vorbească ei doi. Erau coeterni, coegali. Erau din aceeași natură și esență. Să vorbească ei doi. Când noi suntem oameni muritori și ei doi să vorbească. Evanghelile, în schimb, subliniază foarte des că fiul se retrăgea în locuri pustii și se... N-avea sistemul acela de emisie-recepție pe care ne-l visăm noi să vorbim cu... Ci avea rugăciunea. O rugăciune la dispoziția tuturor, slăvit să fie Domnul. Doar în modul acesta intri în legătură cu Domnul și prin rugăciune te apropii de Domnul. Îți pregătești și viitorul vieții tale.
Pentru că Ezechia este ascultat și îi se dau 15 ani bonus, îi se dau și din pricina faptului că a fost un om al rugăciunii. Dați-mi voie să vă citesc unul dintre frumoasele pasaje de rugăciune care se găsesc într-un psalm, într-un psalm al lui David. Când el își dă seama de ce a căzut și de ce a adus sabia în casa lui, spune, uitați psalmul 32, versetul 5, spune așa: atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Și trage el o concluzie în versetul următor. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar dacă s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Păi, David, dar ce concluzii tragi tu aici? Nu m-am rugat. De privit am privit, dar de rugat nu m-am rugat. Foarte mulți dintre noi privim, discutăm, comentăm, dar de rugat nu ne rugăm. Și când vin apelis, nu vă mirați că avem inundații și numai tu, tot casa ta are inundații. Ori noi ne rugăm, frații mei, ne rugăm. Când începe a ploua, ne rugăm și spunem, Doamne, mulțumim de ploaie și așa lipsă. Când vedem că apa e prea multă și intră în casă și ne strică parchetul, Doamne, te rog, oprește ploaia. Oprește-o. Când apa se ridică și ne strică lambriul, Doamne, chiar că oprește ploaia. Când apa începe să ne ia aparatura electrocasnică și să o ia din casă, să o ducă mai departe, Doamne, oprește ploaia, te rugăm, ascultă-ne, Doamne, ia aminte, să ridică apa până aici, așa, Doamne, oprește ploaia, sau niște bulbușeli. Și întrebăm, Doamne, dar de ce totuși, că ăsta s-a rugat, tu trimite bilete la amvon. Spune Biblia, de aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea, dar când e vremea potrivită? Când nici nu se vede ploaie, frate-mi. Când nici nu se observă nori. Când ești sănătos, când nevasta e sănătoasă, când copiii e sănătoși și iei din mână, vii la biserică și începi cântarea, cânti din toată inima, că poți să ridici mâinile, când ești bolnav și galben, nu mai poți ridica tu mâinile, nu mai. Dar atunci începi să ridici mâinile, lauzi pe Domnul, spui un slăvit să fie Domnul, că ești în putere, e vremea potrivită, frații mei, Doamne ajută. De obicei, dacă te vă, frați, te rogi așa, Doamne, îndură-te, te întreabă, e bolnav cineva din casă la tine? S-a întâmplat ceva? Păi dar numai dacă se întâmplă ceva, trebuie să mă rog așa. E vremea potrivită de rugăciune, frații mei. Pentru că atunci când toți ceilalți au inundații, pe tine nu te va atinge deloc. Te-ai rugat la vremea potrivită. Ăsta e mesajul din textul ăsta. Ăsta e mesajul. Și David constată, nu în vârtele lui cu urii și cu ceilalți, faptul că nu a fost un om al rugăciunii, nu s-a rugat ca altă dată. De aia au căzut el. Ori rugăciunea te păzește de o grămadă de lucruri. Amin, amin. Mai bine să fii în casa Domnului câțiva frați aici, să audă ecoul, să te rogi, decât în altă parte. Pentru că rugăciunea te păzește, e o rugăciune făcută la vremea potrivită. În timp ce auzi că alții care nu au venit și au râs, au căzut, și-au distrus familia, și-au distrus reputația, tu ai venit cu frații bătrâni din adunare și ai slujit Domnului. Cu tăcui ecou, ai stat înaintea Domnului, slăvit să fie Domnul. Știți cât e de important asta, frații mei? E mai important ca orice. Și apoi, când stai înaintea Domnului în rugăciune, trebuie să aduci argumente, trebuie să prezinți niște lucruri. E drept că noi ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos pentru ca să avem intrare la tronul Harului și Milei. E un fel de cod pe care îl facem. Pentru că dacă mergeți la Tatăl Ceresc să spuneți de, nu știu ce, VIP sau de ce păstor, rămâne ușa închisă. Rămâne ușa blocată, chiar dacă e Sfântul Petru, rămâne ușa blocată. Ușa aceea a Harului se deschide doar când spui, Tată, vin la tine în numele Domnului Iisus, automat se deschide. După care tu poți povesti celui ce ține universul în mâna lui, orice. De aia spune Biblia, nu vă îngrijorați de nimic, copiii mei nu trebuie să îngrijoreze de nimic. Doamne, eu până la 500 de euro nu prea mă îngrijorez, dar de la 500 de euro încolo, chiar mă când mă îngrijorez. Nu, de nimic. Ți-o trântit copilul ușa și o sări clanța, povestește-mi mie. Tu și așa n-ai și faci. Ei zis câteva și au plecat de lângă tine. Vine și povestește-mi mie. Am o grămadă de îngeri să-l pun pe urma lui. Am o grămadă de situații care să le așez în așa fel încât să-l aduc mai aproape de casa mea. Dar povestește-mi mie. Ori Domnul vine și ne spune foarte clar. Voi nu aveți copiii mei. Nu pentru că eu n-am sau nu vreau să vă dau. Ci că vă lipsește un singur lucru.
Nu cereți. Nu cereți. Avem timp de sport, de politică, de politică bisericească, avem timp de grăit o grămadă de lucruri, dar nu cerem. Și Dumnezeu vine și spune în felul următor, eu pot să vă dau. Și voi nu aveți, pentru că nu cereți. Și rugăciunea face parte din lucrul ăsta. Ordea aia se spune, nu vă îngrijoați de nimic, ci povestiți totul. Ne așteaptă Domnul să povestim, să explicăm, să-i spunem de cine temem, de cine frică, ce anume. Să stăm acolo în prezența Lui. Asta înseamnă rugăciune. Și apoi poți să vii cu argumente. Să spui, Doamne, în timp ce alții și-au văzut de drumul lor, tata, bunicul, făcut ce-au vrut ei, eu, Doamne, de la 25 de ani, dacă ți-aduci Tu aminte, și știu că ți-aduci aminte, am lăsat și în loc să-mi văd împărăția mea, am făcut reformă. Știți cât a fost împotriva mea, dar Tu m-ai ajutat, Doamne. Știi că am făcut ce este bine. Știi că am umblat cu inimă curată înaintea Ta. Cunoști ce am făcut până acum. Și Dumnezeu se vede silit să-L trimite pe Isaia înapoi. Aleluia. Iubitul meu, foarte mulți dintre noi, cum v-am spus, suntem disponibili să-I spunem Domnului în momente dificile ce vom face. Doamne, până acum n-am fost la adunare marța seara. Sau când avem noi rugăciuni, n-am fost. Dar de acum, dacă Te atingi de mine, mă duc în tătă marți seara la adunare. Mă duc în continuu. Și Dumnezeu spune, nu, ajungi ce am văzut până acum. Deci ajungi ce am văzut până acum. Cam cum arată prezența Ta la casa Domnului? Pentru că, frații mei, trebuie să vă spun ceva foarte clar. Și anume, noi nu venim în prezența unor slujitori aici, dacă o să-i aveți marți seara. Și totdeauna când ne adunăm doi sau trei, nu vine Îngerul Gavril, nici Arhanghelul Mihail, vine Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și noi când venim la biserică, nu venim să ne întâlnim cu niște frați suciți, încăpățânați. Că așa suntem mulți dintre noi. Suntem în drum spre a ne desăvârși. Dar am mai rămas pe traseu. Doar noi nu avem legământ cu asemenea oameni. Noi n-am făcut legământ cu cultul pentecostal. Noi am făcut legământ cu Domnul nostru Iisus Hristos. Ca atare eu vin să mă întâlnesc cu El. Chiar dacă aici mai vine nu știu care. Și e foarte interesant că de foarte multe ori Domnul parcă ne reproșează așa și ne spune în felul următor, ai făcut legământ cu mine, ți-am păzit copiii la plecare și la venire acasă, te-am păzit pe tine, te-am ocrotit, te-o enervat de zi neagul sau nu știu care, și pe cine te răzbun tu? Tot pe mine, nu-i așa? Nu mai vii, nu mai cânți, nu mai ești la adunare unde eu vin să mă întâlnesc cu tine, tu te răzbun pe mine, din cauza unui fier de praf. De ce îmi faci asta? Ce răspuns logic ai? Pentru că ăsta e adevărul. M-am supărat pe frați. Băi, dar bun, pe frați da, te cred. Și ai motive, să te superi. Dacă n-ai, îți găsești. Problema este pe Domnul și treaba ai cu El. Ori tu ai legământ cu El, ești dator vândut Domnului. Dacă te stac din gură, trebuie să continui să cânți, că merită Domnul slava. Gândești așa? Îți pui softul ăsta în minte? Pentru că dacă gândești așa, spui, Doamne, dacă vine sau nu vine, cine trebuie să vii, eu mă duc să mă întâlnesc cu Domnul meu. Mă duc să-I aduc lauda mea, mă duc să mă închin înaintea Lui. Păi, dar nu aveți cântăreți grozavi, nu aveți predicatori, dar n-are importanță, vine Domnul meu acolo. Ori câtă vreme ai gândirea asta, dintr-o dată celelalte secundare. Pentru că Domnul e important. Ori, frații mei, uitați-vă aici omul ăsta, îi spune Domnul, adu-ți aminte cum am trăit eu până acum, ce am gândit până acum. Și Domnul îi mai adaugă 15 ani la zilele vieții lui. Dați-mi voie să vă vorbesc de al treilea lucru pe care îl vede Domnul aici și e foarte important. Primul este cum lași lucrurile după tine, al doilea este care e viața ta de rugăciune. Și al treilea lucru, dacă Dumnezeu îți mai dăruiește ziua de astăzi, ce faci cu ea? Că de foarte multe ori, noi ca și credincioși, suntem chemați să trăim lucrurile astea. Spune Scriptura, cine vrea să mă urmeze, să-și ia crucea. Pe timpul Domnului Iisus, când vedeai pe cineva cu crucea în spate, nimeni nu se gândea că ăsta îți duce să iei copiii la grădiniță. Nimeni nu se gândea că ăsta îți duce la Lidl, la mall. Nu, nu, ăsta îți duce să moară. Atât tot. Credinciosul își ia crucea în spate și în fiecare zi o trăiește ca ultima.
A, faptul că doi la Pentecostal mai vrem și lucrări. Doamne, prezintă-mi lucrare ca prin Isaia. Mai am 15 ani? Dacă ne spune Domnul, nu, mai ai două zile. Nu, nu așa repede, Doamne, mai târziu. Nu, nu. Fiecare zi trebuie să fie ultima ta. Că ai lucrări, că n-ai, că sunt visuri, că nu sunt. Dar cum de-o căzut fratele, Domnule, fratele, omului Dumnezeu, a căzut dintr-o dată și nu ne-a anunțat Domnul pe noi, dar trebuie să ne anunță? El trebuie să fie gata și eu trebuie să fiu gata, Doamne ajută. Bun, dar dacă îți mai dă Domnul o zi, o săptămână, ce faci? Pentru că textul biblic ne arată că cei 15 ani pe care i-au mai dat lui Ezechia, în urma rugăciunii lui, nu i-au folosit la nimic. Că Dumnezeu face toate lucrurile bune și frumoase la vremea lor. La 39 de ani, un om care a făcut bide, pleca unde este mult mai bine. Dar nu, el a mai avut 15 ani în zonă. Și s-au dat 15 ani din partea Domnului. Și primul lucru pe care vreau să-l subliniez la timpul ăsta, omul ăsta nu s-a lăudat cu Dumnezeu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Isaia, capitolul 39, paremise. Nu, 38. Și 39, deci capitolul 39, versetul 1. În același timp, Merodrac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia pentru că aflase de boala și însănătoșirea lui. V-am spus, de obicei, după boala asta urma mormântare. Dar ăsta se însănătoșește. Și acum să revenim la textul nostru pe care l-am citit aici, din Doi Împărați, unde Sfânta Scriptură, tocmai asta vine să ne spună ce a făcut Ezechia cu versetul 13 din capitolul 20. Ezechia a ascultat pe soli și le-a arătat locul, și m-aș fi așteptat să fie locul umflăturii. Nu. Locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirodenile și unde lemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a fost nimic ca pe care să nu-l fi arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. Dar pentru asta au bătut ăștia drumul. Pentru asta au venit ei. Nu au mai văzut ăsta mirodenii? Nu au văzut case? Nu au văzut vii? Nu au văzut proprietăți? Ba da, dar au venit pentru că au aflat de boala și din sănătoșirea lui. Și m-aș fi așteptat ca Ezechia să arate harfa din care o cântat, locul în care s-a întors cu fața la perete și s-a rugat Domnului, locul în care s-a închinat și Dumnezeu care l-a vindecat. Să-l cheme măcar pe Isaia, spune, uite, ăsta e prorocul Domnului, mi-a vorbit din partea Domnului următoarele lucruri. Să prezinte ce s-a întâmplat de fapt. Ezechia n-a prezentat nimic. Stimații mei, spune Scriptura că imediat după aceea, versetul 14, Isaia apare chiar dacă ne-a chemat. Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia și a zis, ce au zis oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns, au venit din toată țara, depărtată, din Babilon. Isaia a mai zis, ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns, au văzut tot ce este în casa mea. N-a fost nimic în visteriile mele care să nu fie arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia, ascultă cuvântul Domnului, iată vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nu va rămânea nimic. Ce bine era dacă Ezechia le arăta Sfintele Scripturi. Ce bine era dacă Ezechia le arăta cântările Domnului. Ce bine era dacă Ezechia îi arăta pe Dumnezeu cel viu. Probabil îl schimbau pe Marduc cu Jehova. Ce bine era dacă Ezechia făcea ce trebuie. Bine să zic de condamnat Ezechia, nu-i așa? E de condamnat. Că te gândești că noi eram altădată sub patim, sub vicii, sub stări, și din locul de unde nu ne putea scoate nimeni, din groapa mocirilor și a noroiului, a venit cineva și ne-a scos de acolo. Ne-au rămas colegi acolo, ne-au rămas prieteni acolo, în mocirile aia, alcoolului, de străbălări, au rămas acolo. Pe noi ne-a scos Dumnezeu de acolo, costumați bine, venim la biserică, cântăm în cor,
împreună cu toți ceilalți, și vin foștii noștri colegi și ne întreabă, măi, dar cum de când stau așa bine? Păi fac vocalize, frate, scuze, fac vocalize. Dar tu arăți bine așa, mă descurc, tu știi ce coeficient de inteligență am? Mă descurc. De ce? Arătăm și noi argintul, aurul, diplomele, mașinile. Vin oameni la noi în vizită, le arătăm diagonala televizorului, mocheta, Grecia, din Spania, de unde aparatură electrocasnică. Dar chiar credeți că astea sunt cele mai importante lucruri? Păi dacă ar găsi în casa noastră o cântare, dacă ar găsi în casa noastră un moment de rugăciune, dacă ar găsi în casa noastră, mai tot ce am este datorită îndurării Domnului. Dumnezeu e bun, Dumnezeu e deosebit. Păi tata, tu ai un jeep, dă-l în col de hârbă. Dumnezeu este Cel ce ne dă har, putere și îndurare. Știți că omul, după ce tot l-ai trimis la Dumnezeu, vine într-o zi și spune, băi, dar Dumnezeu ăsta de care vorbești tu, care te-a schimbat pe tine, că doar am fost colegi amândoi, eu am rămas cum am rămas, am și șiroză, sunt bolnav, tu ești realizat, măi, tu ai o viață liniștită, Dumnezeu ăsta poate fi și Dumnezeul meu. Aleluia. Și în momentul ăla îi spui simplu, băi, mai repede ca pentru mine, măi, pentru că Dumnezeu e bun. Aleluia. De multe ori se duc în casele noastre ciudoși. De multe ori când ne întâlnim și vorbim cu ei, pleacă undeva și spun, domnule, dacă va fi vreodată și voi intra în casa lui, știți, de-a lungul istoriei au fost situații când li s-a confiscat averea unor oameni pe bază de denunți și oamenii au fost denunțați aiurea numai ca să intre în proprietățile lor? Știți că în prejurul nostru numai asta stârnim? Că n-ar trebui, de fapt, să vorbim despre Domnul și despre mântuire, Doamne ajută! Bașugat are mult! Tocmai de asta am fost salvați. Eu știu că și voi și noi conducem mașini bune, locuim în case bune, avem lucruri care nu sunt condamnabile, dar nu sunt astea primul lucru. Noi am fost salvați, mântuiți pentru un scop bine definit. Și spune Sfânta Scriptură în 1 Petru capitolul 2, versetul 9, în felul următor. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Amin. Și dacă era punct aici, era fain. Când aveam nicio obligație. Deci nu unul dintre popoare, că dacă primul popor nu funcționează, intră poporul 2. Și dacă nici al doilea nu funcționează, intră 3-ul. Nu, nu. Ăsta este un popor câștigat exclusiv, spălat de păcate, toarnă peste el Duhul Sfânt ca să facă ceva. Ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. De-aia îngerii nu pot să facă ce putem face noi. Îngerii nu au băut niciodată. Îngerii nu au păcătuit niciodată. Dar eu am fost în întuneric și acum sunt în lumină. Și mai am oameni care sunt în întuneric și cred că așa e viața. Nu e așa, este și lumină. Știți că apreciez valoarea luminii după ce stai în întuneric? Și valoarea căldurii după ce stai în frig? Ei, oamenii ei au nevoie să cunoască. Și Dumnezeu ne-a chemat, nu ca să ne dăm mari cu cine o binecuvântat Domnul, ci ca să le spunem că pe lângă întuneric, pe lângă frig, pe lângă păcat, există lumină, există căldură și mântuire. Și singurii pe care i-a chemat Dumnezeu suntem noi, nu îngerii. Și noi ne pierdem timpul prezentând unde lemnul de preț, prezentând case, prezentând aur, prezentând diferite lucruri, care încă o dată nu sunt rele în ele însăși, dar nu pentru asta îl aduce Domnul în viața ta. Și mulți vin de la distanță mare. Al doilea lucru, frații mei, dacă Dumnezeu îți mai dăruiește timp, pe lângă faptul că trebuie să-L auzi pe Domnul și să fii folosit de Domnul în direcția asta, este să predai viața și reformele pe care tu le-ai trăit mai departe. Le spune Sfânta Scriptură în textul pe care noi l-am citit aici, următorul lucru. 2 Împărați, capitolul 21, versetul 1. Manase avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Știți când s-a născut Manase? În al treilea an de bonus. Deci Ezechia trebuia să plece, dar i s-a mai dat 15 ani. În al treilea an de bonus se naște Manase. La 12 ani Manase e pe tron.
Dar la 12 ani un copil pricepe cât de cât. Te-ai fi așteptat ca Ezechia să-l ia, să-l ducă și să vadă niște dărâmături acolo. Și spui, da, tată, dar ce-s dărâmături? Ăstea sunt stâlpi, idolești, a luat Astartei, am terminat, te-am cutat. Dar ăstea ce-s aici ars așa? Ăsta e Nehuștan, bă, era un șarpe de aramă făcut, care l-a făcut Moise, l-am terminat și pe ăsta. Dar de ce, tată, ai făcut așa? Băi, uite, din cauza asta, din cauza asta, pentru că Dumnezeu era împotriva noastră, pentru că binecuvântarea Domnului nu era cu noi, din cauza asta, din cauza asta, și se explice lucrul ăsta. Dar ce se explice dacă la generația tânără numai ce cere? Capitolul 20 cu versetul 18 continuă Isaia și spune: și vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine și pe care îi vei naște și îi vor face fame în slujitori în casa împăratului Babilonului. Ezechia a răspuns lui Isaia: cuvântul Domnului pe care l-a rostit este bun. Adică cum e, ție copiii tăi, ție totuși cuvântul Domnului e bun? Dar vă spun eu de ce e bun. Continuă în continuare Biblia și explică. Și a adăugat: căci va fi pace și liniște în timpul vieții dacă nu se șarte copiii cât trăiesc eu. Dacă adunarea rămâne unită cât vreme să iau prin zonă. Restul că după și eu nu mai așa. Asta e problema lor. Potopul că a venit, i-a prins, i-a luat, i-a dus. Păi da, tu poți modifica și viitorul, măi. Tu poți fi o binecuvântare nu numai pentru tine, pentru copiii și nepoții tăi. Uitați-vă la cei din Ninive, nu aveau cunoștințele noastre. Dar când o mers la ei profetul Iona și le-a spus încă 40 de zile, nu aveți mult, și Ninive va fi nimicită. Aia nu știau cum să postească, nicăieri în Biblie nu spune că și vitele trebuie să postească. Că și copiii de la țâță trebuie să postească. Nicăieri nu spune în Biblie că postul se face așa. Dar ei au venit înaintea, nu că le-a spus Domnul, dacă vă apucați de post, dacă vă pocăiți, să știți că mă îndur. Nu! Ei au început un post cu tot ce aveau acolo, poate Dumnezeu se va îndura. Și într-adevăr, Dumnezeu s-a îndurat și n-a nimicit Ninive. Știți după cât timp vine nimicirea? După 150 de ani. Oamenii ăștia au făcut ceva ca copiii lor și nepoții lor să trăiască în pace și liniște. Decizia lor l-a influențat pe Dumnezeu. De ce la credincioși să nu fie altfel? De ce la credincioși să nu fie harul lui Dumnezeu să modificăm viitorul copiilor noștri pentru o viață sfântă? Îi învățăm ce trebuie? Există foarte mulți frați care spun: frate, la ora 5 dimineața ne sculam la rugăciune. 5 și acum, doar nu s-o scos ora 5, treci de la 4 direct la 6. Nu, este și acum ora 5. Dar nu mai avem aceeași perspectivă, nu mai gândim la fel. Ori predă lucrul ăsta. Eu știu că puterile odată cu vârsta nu te mai țin să mai postești cum posteai, să mai fii, dar de partea cealaltă ar trebui măcar să însoțești, să încurajezi, să crești mai departe oameni. Sunt foarte multe comunități care nu mai cresc niciun om, care efectiv îi vezi pe anumiți cântăreți, predicatori, slujitori, care spune: cuvântul Domnului este bun. Cât voi trăi eu să fie pașe și liniște? Păi dar numai și numai ești tu. Ce să alegi din toată treaba, deci? Ce să faci? Ori consider normal să-l iei pe Manase din mână, să-l înveți. Să nu facă greșelile pe care le-ai făcut tu măcar. Uitați-l pe Manase că face niște greșeli. Versetul 2 din capitolul 21 spune: el a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. El a zidit din nou înălțimile pe care le dărâmase tatăl său Ezechia, a ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al Astartei, după cum făcuse Ahab împăratul Israel, și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerului și a slujit. Niciodată copilul tău nu va rămâne la nivelul dinainte, va merge puțin mai departe. Eu le spun de foarte multe ori, sunt frați care spun: frate, eu am bere nealcoolică. Nealcoolică, atâta, servesc. Zic, copilul tău nu va rămâne la bere nealcoolică. Va trece la puțini grade mai presus. Nepotul tău deja va fi clampă de bat. Bun, și tu ai să întrebi atunci cine e vinovatul? Ăla care a deschis ușa. Ăla care a deschis ușa.
De aceea este foarte important. Nu vor rămâne, uitați, nu s-a vorbit nicăieri că pe timpul lui Ezechie exista altar al lui Baal. Nu se vorbea că se închinau la oștirea cerului. Manase a plusat, a mers mai departe. În atletism există o disciplină numită alergarea la ștafetă. Sunt câțiva oameni într-o echipă și condiția principală este ca ștafeta aceea care e un tub gol să-l predea la unul la altul. Când primul aleargă o anumită distanță, cam de 100 de metri, când ajunge în dreptul coechipierului său, nu-i predă ștafeta așa. Eu și du-te. Nu, mai aleargă o bucată cu el, ca să prindă tempoul și direcția. După ce aleargă împreună cu el, îi dă ștafeta, el rămâne în urmă și urează de bine, iar celălalt pe aceeași direcție aleargă înainte. Cum de n-am învățat nimic din sport? Iubiții mei, o bucată de drum suntem împreună, părinți și copii și nepoți. Le predai ceea ce trebuie mai departe? Avem atâtea lucruri frumoase, frații mei. Văd că lucrarea Duhului Sfânt dispare din popor. Văd că lucrări autentice din ce în ce mai puține. Dar văd mașini luxoase. Dar văd case. Mă uit la foarte mulți tineri care se uită pe internet și spune, frate, până nu găsesc mașina cu tare, cu tapiseria așa, cu capacitate cilindrică așa, culoarea mașinii așa. Culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii. De el și culoare, totul. Și după ce umblă și navighează, vine și îmi prezintă după o bucată timp, vezi, asta e mașina de care îți vorbeam eu. Și câteodată stau și mă întreb, pentru un hârb de mașină, ai stat atât de mult până ai avut-o, ai căutat-o și ai și plătit pentru ea niște bani. Pentru darurile Duhului Sfânt după care Biblia ne spune să umblăm după ele. Cât ai umblat? Știți că mașinile noastre după care am umblat, am cheltuit, vor sta la judecată și Domnul ne va spune, pentru mașina asta, ai umblat atâta. Am vrut să-ți dau un dar de descoperire, am vrut să-ți dau vedenie, am vrut să-ți dau să fii călăuză pentru frați. Nu te-ai mulțumit doar cu mașina, atâta tot. N-ai mai umblat după celelalte. Ce o să răspundem atunci, frații mei? Suntem astăzi într-o vreme când poporul Domnului a trebuit să se pregătească, să predea noii generații niște valori deosebite, că altfel, frații mei, vom sta în sânul comunităților noastre și vom observa că se răresc rândurile. Vor ivi tot felul de oameni, care din care mai zurbaigii așa, mai în numele Domnului îi va atrage pe oameni, va spune aici e adevărul și pentru zgomot și pentru alte lucruri, te vei vedea la un moment dat că întrebi, dar ce e acolo? Este ce este, dar măcar e zgomot față de la noi, că nici zgomotul mai este. Ori v-aș ruga tare mult, frații mei, aveți foarte mare grijă. În primul rând, cum lăsați lucrurile după voi? În al doilea rând, viața voastră și a bisericii de rugăciune. Și în al treilea rând, dacă Domnul îți mai dă timp, lauzi numele Domnului, înalți prezența Domnului. Și apoi, investește în cineva de lângă tine. Investește să ridice cineva. Sunt oameni care au daruri. Lasă-l să se ridice. Sunt oameni care predică. Lasă-l să se ridice. Eu mă întorc totdeauna la biserica din Plopeni, o biserică în care am crescut înainte de a prepara pastorația la Dumbrăveni. Ei mi-au răbdat toate bâlbâielile mele. Ei mi-au răbdat toate cuvintele mele pe jumătate, pe care le-am spus sub tirania emoțiilor. Le-au răbdat. Dumbrăvenienii m-au luat când eram deja pregătit și acum zic că s-a lor. Știți câteodată copiii ăștia trebuie să crească? Și noi trebuie să-i răbdăm așa. Îl vezi că rămâne blocat așa. Rămâne blocat, noi îi spunem asta, nu uite de predicator. Tu te și încurajează și ai să vezi că e de predicator. Că toți au seara asta. Dar asta nu o poți face niciodată. De obicei cresc în altă parte, alții suportă și pentru noi. Dar ce să îi suportăm noi, pe a noștri? Surorile noastre care cântă, să le încurajăm, să meargă mai departe. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească și să ne ajute să fim gata. Amin. Amin.